Bună ziua! Astăzi vă prezint moneda, un shilling, cu legendă. Emitentă Kenya pe perioada Republicii. Monedă de circulație standard între anii 1969-1978. Compoziție cupru-nichel. Greutate 8 grame. Diametru 27,8 mm. Grosimea 1,6 mm. Formă rotundă. Orientarea liniere medalie sus. Demonetizate la 31 decembrie 2001. Acestea sunt seria 1969. Pe avers este data care împarte schema Keniei în scrisul Republica Kenya 1978. Harambe. Valoarea în cifre și liter. Pe verso este bustul lui Mzee Jomo Kenyatta cu privirea spre stânga, legenda în jurul marginii, înscrisul primul președinte al Keniei. Mzee Jomo Kenyatta. Marginea este zimțată. Aceste monede sunt din anul 1978, produse într-un număr de 20 de milioane de bucăți, cu o valoare nominală de 0,99 de dolari. Se găsesc la vânzare cu prețuri cuprinse între 1 dolar și 14 dolari. Vă mulțumesc pentru vizionare, vă rog să dați like și subscribe. O zi bună!